ASEMILC va primi ieri vizita recoltei stoicănești în cadrul unei partide care a decis cine va merge la barajul de promovare în eșalonul superior. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-1 în favoarea liderului seriei, aflată acum la 6 puncte distanță de echipa antrenată de Ionuț Stache. Ca de obicei pierdem din adversarul, n-a avut două șuturi, două ocazii la poartă și am scris două goluri. Dintr-un șut de la 25-30 de metri, la 30-35 de metri și o greșeală din nou care ne face să pierdem jocul. Păcat. Ne-am creat ocazii, la fel n-am înscris. Meciul se joacă pe goluri. Am înscris mai mult decât noi, au câștigat. Păcat că am dominat tot jocul, dar cu ce folos dacă la final adversarul se bucură. Meciul a fost decis în mare parte de portarul celor de la Stoicănești. Am avut ocazii la poartă, foarte multe. Asta a fost istoria jocului. Portarul lor a fost în formă, a apărat foarte bine. Una peste alta. Am pierdut și trebuie să mergem mai departe. Presiunea meciului a fost pe umerii celor de la AS Milcov, care în cadrul acestei întâlniri avea doar varianta victoriei. Frângerea de astăzi înseamnă să ne scoată din calcul pentru baraj. Am ieșit din calcul pentru baraj. Automat obiectivul pe care noi ni l-am propus, n-am putut să-l îndeplinim. Asta este. În etapa următoare, AS Milcov va juca în deplasare pe terenul celor de la Coteana.